ziua! Bună ziua! Astăzi vă vom citi din Noul Testament. Așa e, pentru că data trecută v-am citit din Vechiul Testament despre facerea lumii, despre potop și proverbele lui Solomon. Da. Da. Astăzi o să vă citim din Noul Testament cum a murit, a fost înmormântat și a înviat Iisus Hristos. Începem? Da. Hai, începe tu prima. Iisus merge de Paști la Ierusalim. Cu puține zile înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus le-a zis celor 12 apostoli. Mergem acum la Ierusalim. Acolo voi fi dat pe mâna marilor preoți și cărturarilor. Ei mă vor osândi la moarte și mă vor preda romanilor. Aceia mă vor batjocori, mă vor scuipa, mă vor biciui și mă vor ucide. Dar după 3 zile voi învia. Când au ajuns în apropierea orașului, Iisus a trimis 2 ucenici înainte. Mergeți în sat, acolo veți vedea un măgăruș pe care nu a călărit încă nimeni. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă cineva vă întreabă, ce faceți aici? Atunci spuneți, Domnul are nevoie de măgăruș și îl va da înapoi curând. Cei doi s-au dus în sat. Au găsit toate așa cum spusese Iisus. Au dus măgărușul la Iisus. Iisus a mers călare pe măgăruș până la Ierusalim. Oamenii care erau cu ei pe drum și-au întins hainele ca pe un covor de preț în fața lui. Au rupt ramuri din tufe și le-au așezat pe drum. Mulțimea care mergea cu Iisus striga tare. Osana! Osana! Să fie lăudat! Să fie lăudat! El vine în numele lui Dumnezeu! Așa e! Slăvită să fie împărăția părintelui nostru David! Așa e! Astăzi ea se înfăptuiește! Da, se înfăptuiește! Osana înaltul cerului! Osana! Cum se numește ziua când a intrat Iisus în Ierusalim? Se numește Florii. Deci e sărbătoarea florilor. Da. Da. Să sărbătorim că Iisus a intrat în Ierusalim. Acum vă vom citi cum Iisus a ajuns în fața Marelui Sfat. Da. Dimineața s-au adunat bătrânii poporului, mai marii preoților și învățații legii. Au pus să fie adus Iisus și i-au cerut. Dacă tu ești Dacă tu ești mântuitorul pe care Dumnezeu l-a promis poporului său, atunci spune-ne! Iisus a răspuns. Chiar dacă vă spun, voi tot nu mă veți crede. Iar dacă eu vă întreb, voi nu-mi veți răspunde. Dar de acum înainte, Fiul omului va ședea la dreapta lui Dumnezeu. Atunci ei l-au întrebat. Deci, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Iisus a răspuns. Chiar voi o spuneți. Eu sunt. Toți au strigat atunci, nu avem nevoie de martori împotriva lui, noi toți am auzit ce a spus. Da, și după aceea l-au dus în fața lui Pilat. Cine a fost Pilat? Pilat a fost un guvernator roman. În perioada aia, în, nu? În perioada când ei erau foarte mari romani, aveau un imperiu uriaș. Da, așa e, da. Conducătorii poporului l-au dus pe Iisus la guvernatorul roman Ponțiu Pilat. Ei l-au acuzat. Ațâță poporul! Pretinde că el ar fi mântuitorul, regele! Pilat l-a întrebat pe Iisus, ești tu rege? Iisus i-a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Astfel slujitorii mei ar lupta pentru mine. Eu sunt rege și am venit în lume ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine ține la adevăr, aude ce spun eu. Atunci Pilat a întrebat, ce este adevărul? Acelora care îl acuzau pe Iisus, Pilat le-a spus. Eu nu găsesc niciun motiv ca să-l declar vinovat. În fiecare an de sărbătoarea Paștelui, vă eliberez pe unul dintre cei închiși. Vreți ca de acest Paște să-i dau drumul regelui iudeilor? Atunci ei au strigat, nu, nu, nu vrem pe Iisus, eliberează-l pe Baraba, Baraba! Baraba este un tâlhar. Da, era un tâlhar. Deci Pilat l-a eliberat pe Baraba și a poruncit ca Iisus să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană de spini și au apăsat-o pe cap, i-au pus o mantie roșie pe umeri și și-au bătut joc de el.
Te salutăm, rege al iudeilor! Da, și îl loveau peste față. E groaznic chinul a avut Iisus. Pilat l-a dus pe Iisus afară la acuzatorii lui și au spus: iată omul! Ei însă au strigat: să fie răstignit! Pilat a zis: atunci luați-l voi și răstigniți-l. Eu nu găsesc niciun motiv pentru a-l osândi. Dar ei s-au împotrivit: noi nu avem o lege după care el trebuie să moară. Doar el însuși a spus despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Atât au insistat pe lângă Pilat încât acestuia i s-a făcut frică și l-a condamnat pe Iisus la moartea pe cruce. Da, acum trecem cum Iisus a fost răstignit. Da? Foarte, foarte greu. Foarte greu a fost pentru Iisus și pentru oamenii care erau lângă El și pentru Dumnezeu. Iisus moare pe cruce. Iisus și a purtat crucea până în afara orașului, pe un deal care se chema Golgota. Acolo l-au pironit pe cruce. Cu el au fost executați doi răufăcători. Crucile lor stăteau la stânga și la dreapta crucii lui Iisus. Pilat a pus să fie fixată o inscripție pe crucea lui Iisus: acesta este Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Mai marii preoților s-au supărat pentru aceasta și i-au spus lui Pilat: schimbă inscripția și scrie: el a pretins că este regele iudeilor. Dar Pilat a refuzat: ceea ce am scris rămâne scris. Lângă crucea lui Iisus stăteau patru femei: mama sa, sora mamei sale, soția lui Cleofa și Maria din Magdala. Ucenicul pe care îl iubea Iisus stătea lângă mama lui. Când Iisus i-a văzut, i-a spus mamei sale: el este de acum înainte fiul tău. Ucenicului i-a zis: ea este de acum înaintea mama ta. De atunci, ucenicul a luat-o pe Maria la sine și a avut grijă de ea. Iisus știa că împlinise toate. A spus: totul s-a sfârșit. Apoi a lăsat capul jos și a murit. A murit atunci. Iisus este mormântat. Iosif din Arimatea era un om influent. El făcea parte din marele sfat al iudeilor, dar aștepta și el să vină împărăția lui Dumnezeu. El s-a dus seara la Pilat și l-a rugat: Îngăduie-mi să-i dau jos de pe cruce trupul lui Iisus și să-l înmormântez. Pilat i-a dat voie lui Iosif să înmormânteze trupul lui Iisus. Iosif a cumpărat o pânză de in, a luat de pe cruce trupul lui Iisus, l-a înfășurat în pânză și l-a așezat într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare în fața intrării în mormânt. Două femei, Maria din Magdala și Maria, mama lui Iosif, priveau ce face și au văzut unde au așezat trupul lui Iisus. Și acum trecem la ceva foarte, foarte important. Și frumos. Da. Mesajul îngerului. După ce a trecut sâmbăta, Maria și Magdala, Maria, mama lui Iacob și Salome au cumpărat ulei aromat. Voiau să meargă la mormânt și să ungă trupul lui Iisus. Dis de dimineață, la răsăritul soarelui, au ajuns la mormânt. Pe drum se întreba una pe alta: cine ne va da la o parte piatra de la intrarea în mormânt? Când au ajuns la mormânt, ele au văzut că piatra fusese dată la o parte. Femeile au intrat în mormânt și au văzut, șezând în partea dreaptă, un bărbat în haine albe. Atunci ele s-au speriat foarte tare. Îngerul însă le-a zis: nu vă speriați! Voi îl căutați pe Iisus din Nazaret, care a murit pe cruce, dar nu este aici. A înviat. Priviți, în locul acesta a zăcut trupul său. Duceți-vă înapoi și spuneți ucenicilor lui, mai ales lui Petru, că el va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, așa cum v-a spus el. Atunci femeile s-au întors și au fugit de la mormânt, pline de neliniște și de spaimă. Nu au povestit nimănui despre aceasta, căci se temeau. Deci de aici tragem concluzia că Iisus s-a înviat pentru noi, da. S-a jertfit pentru noi și a înviat ca să ne ierte nouă păcatele. Și trebuie să fim mai buni, mai înțelepți,
nu? Și mai ascultători. Da. Și de aceea vă dorim Paște fericit. Paște liniștit. Și liniștit. Și liniștit, ca să stați lângă familie și să aveți grijă de voi și să ne vedem cât mai curând și pe scenă împreună, da? Da. Da. Vă salutăm și vă pupăm.